Veronica Maftei vă prezintă știrile Canal Sud. Bun găsit! Primarii județului Călăraș au fost invitați marți 7 iunie de președintele Consiliului Județean Călăraș Vasile Iliuță pentru a dezbate un subiect important pentru fiecare comună, respectiv racordarea localităților la rețeaua de gaze naturale. Reprezentanții Transgaz și ANR au fost prezenți la Călăraș pentru a se asigura că fiecare primar va beneficia de sprijin pentru proiectele depuse și că acestea vor fi implementate corect. Am reușit să identificăm 17 proiecte din zona PSD, două proiecte tot din zona PSD care au fost eligibile pe programul POIN al Ministerului Fondurilor Europene, iar 13 proiecte sunt de la colegii PNL. Aceste proiecte pentru județul Călăraș sunt proiecte care sumează 170 de milioane de ron. V-am chemat astăzi aici ca împreună cu Transgazul, care are conducte magistrale prin județul Călăraș, să găsim cele mai bune soluții, să ne conectăm în conductele Transgaz și să gândim și variantele ce înseamnă o stație Transgaz. Să nu facem la fiecare localitate câte o stație. Trebuie să găsim asocieri de localități, să facem o stație de măsurare gaze și să găsim soluțiile tehnice cele mai convenabile dumneavoastră ca primar, ca unități teritoriale administrative și să începem programul de dezvoltare pentru județul Călăraș. Pe teritoriul județului, aceste conducte care ați văzut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune pe la televizor, povești, scandaluri, pare că se finalizează prin adoptarea legilor aferente specifice exploatării gazelor din Marea Neagră și trece prin 19 UAT-uri. Se simplifică situația pentru acordarea UAT-urilor la Sistemul Național de Transport Gaz. În felul ăsta sunteți eligibili. Da, s-a va aproba prin programul Angel Salini fondurile necesare construirii rețelelor de distribuție din UAT-urile dumneavoastră. Vor fi eligibili cei care au în proximitate conductele de transport gaz. Deci, într-o dată, câte UAT-uri are județul? 55. Deci, într-o dată, 19, pune și pe Călăraș, 20. Problema e rezolvată și aceste UAT-uri vor fi eligibile pe programul Angel Salini. Socotelele care le-ați făcut cu împărțituri și cu roarea s-ar putea să iasă mult mai bine. Dacă se ne lipim de dumneavoastră și dumneavoastră v-ați făcut socotelele cu împărțituri banilor, s-ar putea să iasă mult mai bine. Pentru că ultimii care dau viza de eligibilitatea proiectului care merge spre aprobare și finanțare suntem noi Transgaz. Și noi nu dăm viza decât de a fi racordate și finanțate decât unde există infrastructură de transport gaz. Primăria Dragoș Vodă din județul Călăraș se confruntă cu probleme privind realizarea anumitor investiții din cauza creșterii prețurilor la materialele de construcții. În această situație se află și proiectul privind realizarea unei grădinițe cu 3 săli de clasă în satul Dragoș Vodă și lucrarea privind rețeaua de canalizare din satul Dragoș Vodă, care este aproape de finalizare, întâmpină dificultăți. Ce investiții v-au fost afectate din cauza acestor creșteri de prețuri? Păi, în primul rând, avem un proiect pe grădiniță, o construcție grădiniță, mă rog, înființare, corp de grădiniță cu 3 săli de clasă, care în momentul de față devizele actualizate față de proiect, față de licitația care a fost câștigată, sunt mai mari cu peste 60%. Se pune în discuție continuarea sau nu, acestea fiind vorba de o sumă foarte mare pe care, sigur că da, Consiliul Local, prin bugetul propriu, nu o poate acoperi. Nu știu ce spune.
20 de milioane. 20 de milioane de lei sau de... De lei. 20 de milioane de lei. Să înțeleg că lucrarea a fost stopată, este stopată în acest moment? Da. Da, lucrarea este stopată. Mă rog, timp scurt, ca să zic așa, este stopată. Suntem în discuții să vedem cum o să ieșim din acest impas. V-am spus, diferența este mare. Adică valoarea inițială a fost undeva la 30 și ceva de milioane de lei și acum suntem la 51-52 de milioane. Toate lucrările sunt afectate de aceste creșteri de... Avem discuții cu, spre exemplu, la lucrarea de canalizare, care este aproape de terminare. Mai avem de construit stația de epurare. Proiectul ăsta când a început? Proiectul ăsta a început în 2020. Și ce discuții sunt aici? Sunt afectați și constructorii de la canalizare de tot de bani. Adică mai sunt anumite lucruri care au fost omise în proiectare. Acum, apropiindu-se de sfârșit, s-au văzut, sunt calculele refăcute, ca să zic așa, și ar mai trebui câteva cămine, câteva care nu se mai... Adică nu mai sunt bani pentru... Și din nou aceleași discuții, cum facem să le ducem la sfârșit. Imaginile publicate de Canal Sud în care o femeie susține că a descoperit un burete de vase în punga cu carne pe care o cumpărase de la magazin au creat un val de opinii pro și contra asupra produselor EuroAvi. Contactați pentru un punct de vedere privind imaginile apărute în spațiul public, reprezentantul companiei, directorul executiv EuroAvi, Camelia Gianu, a declarat că nu au fost sesizări formulate în acest sens. Un burete de vase lângă o caserolă de pulpe, nici măcar între ele, doar așa deasupra lor, ce se întâmplă cu el? Se murdărește, exact. Un pic, nu? Ori dacă buretele acela ar fi existat în calupul de carne, cu siguranță ar fi luat măcar o nuanță rozalie. El era perfect curat, era nou, aș putea spune. Asta este părerea mea, da. Și a tuturor celor de aici care au fost uimiți de ce a putut să spună, cum că spălăm carnea, ori nu există așa ceva. Asta chiar ar putea fi considerată o denigrare în piață, da, e o calomnie. Fără a avea dovezi în sensul ăsta, nu înțeleg de ce ar putea insinua. Nu am primit nicio sesizare pentru că a fost doar un filmuleț pe rețeaua de socializare și dar a fi adevărat, adică nu e... Nu e o dovadă cum că ar fi găsit așa ceva, acel filmuleț. Poate fi o încercare de denigrare în piață. Acel tip de burete noi nu îl utilizăm în niciun spațiu din producție. Igienizarea se face doar cu ajutorul unor pompe și turbojeturi specifice acestui proces. Suntem monitorizați constant de o echipă oficială trimisă din partea DSV Călăraș. Alimentăm lanțuri de magazine cu un control zilnic foarte amănunțit al produselor noastre. Nu am fi riscat niciodată ca imaginea noastră pe piață să fie denaturată într-un fel. Nu utilizăm niciun fel de obiect străin, cum e acest burete sau hârtie sau lavete sau orice altceva în procesele noastre, nici măcar în procesul de igienizare. Suntem certificați AFS, nu avem voie cu niciun fel de alt obiect în tranșare, în afară de echipamentul de lucru al lucrătorului, care este igienizat și nu pleacă din unitate, stă permanent aici, și ustensilele care la fel rămân pe secții după igienizare, rămân în faza de sterilizare. Află tot ce contează în Călăraș și nu numai. Privește Canal Sud TV. Citește Observator de Călăraș. Ascultă Radio Voce Scampii. Actualitate, divertisment, mondan, reportaje. Privește, citește, ascultă. Fii informat. Canal Sud Media. De
și ei au posibilitatea să se angajeze, ucrainenii care s-au refugiat în județul Călăraș nu sunt interesați de acest lucru. Directoarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș, Doinița Nicolae, a declarat pentru Canal Sud că la acest moment nu există ucraineni înregistrați în evidența instituției care să fi solicitat vreun loc de muncă. Așa, o femeie Călăraș a avut o caravană pentru venirea în sprijinul ucrainenilor, refugiaților ucrainieni, pe raza județului Călăraș. Și am încercat să avem o bază de date și o centralizare a tuturor persoanelor aflate pe raza județului Călăraș la nivel de județ. La acest moment, din păcate, pot să vă spun cu părere de rău că nu avem absolut deloc doritor din partea ucrainenilor care să solicite un loc de muncă. Noi ne-am deplasat în tot județul, echipe din cadrul AJOFM Călăraș s-a deplasat în tot județul, în acea caravană de care vă spuneam. Și am încercat să le arătăm, să le spunem tuturor ce facilități le oferă România prin AJOFM Călăraș cu privire la consiliere, la mediere a muncii, la oferirea locurilor de muncă. Am avut 3 persoane care au venit și s-au înscris în evidența noastră. Am identificat angajatori cu salarii chiar motivante, le-am oferit locurile de muncă respective, dar am înțeles din păcate că au fost nemulțumiți și nu au mai mers acolo. Noi încercăm în continuare să identificăm și pe cei noi veniți. La nivelul AJOFM Călăraș, la acest moment sunt în jur de 390 de locuri de muncă, o paletă foarte largă și foarte, foarte atractivă. Îi așteptăm și nu numai. Vom veni, îi vom căuta, îi vom identifica și încercăm să-i ajutăm să le oferim locuri de muncă. Astăzi, 8 iunie, în sala Barbu Știrbei a avut loc concursul interjudețean de dans popular cu pași mici pe scena mare. Organizat de Inspectoratul Școlar Județean Călăraș în parteneriat cu Centrul de Cultură și Creație Călăraș și Consiliul Județean Călăraș, manifestare la care au participat ansamblurile de dans popular finaliste. Scopul acestui concurs este valorizarea tradiției și creației artistice populare pentru amplificarea și revigorarea activităților la nivelul educației timpurii în contextul sociocultural actual. Anul acesta s-au înscris în concurs 29 de formații de dans popular, aproximativ 500 de preșcolari din grădinițele județului Călăraș. Ediția a 6-a s-a desfășurat cu participarea indirectă a preșcolarilor, iar gala laureaților se desfășoară chiar acum în fața dumneavoastră. După vizionarea atentă a tuturor materialelor trimise din unitățile participante, s-au remarcat 15 formații de dans popular care vor urca chiar astăzi aici pe scenă. Așadar, vă urăm bun venit la Gala Laureaților cu pași mici pe scena mare 2022. Strada București este o atmosferă bacoviană, lipsesc bocitoarele, în schimb avem tot ce ne trebuie. Este deprimant când vedem magazine în care se comercializează servicii funerare, sunt chiar unele lângă altele pe o distanță de mai puțin de un kilometru. Cei care tranzitează Călărașul pleacă probabil cu impresia că aici cea mai mare afacere este cu moartea, pentru că dacă nu aveau clienți, nu s-ar fi înființat atâtea centre de pompe funebre. Cetățenii care locuiesc pe strada București își doresc ca cei care desfășoară astfel de activități să fie relocați în zona cimitirelor sau pe alte străzi decât cele principale ale orașului, printr-o dispoziție semnată de consilieri în acest sens.
Strada București este una dintre străzile principale ale municipiului Călăraș. După cum bine știți, aceasta de-a lungul timpului a suferit foarte multe transformări. A fost și pietonală, dar să nu uităm că era o plăcere să ne plimbăm pe această stradă în trecut. Erau foarte multe magazine de cosmetice, de haine, doar că, din păcate, în locul acestora, astăzi au apărut foarte multe magazine de pompe funebre. Aș vrea să mergem împreună să vedem pe o rază de un kilometru câte astfel de magazine avem. Să începem să le numărăm. 1. 1. Ce părere aveți de magazinele de pompe funebre aplasate pe strada București? E oful meu. Da? Deci chiar adineori am trecut și am zis alt magazin. Alt magazin de pompe funebre pe strada București e să te plimbi sau, în cel mai rău caz, să mergi undeva să cumperi ceva, dar nu să vezi sicrie. Sicrie, cruci și toate celelalte. Este teroare. Deci pentru mine asta a fost oful și am comentat de fiecare dată. Am comentat acest lucru. Nu se poate pe strada București unde e să te plimbi, ești cu copilul și să uită în sicriu persoane respective. Este... Ce credeți că ar trebui să se întâmple? Ar trebui mutate undeva în zona cimitirelor? Da, ori, da, da, da. În zona aceea sau eu știu... Pe străzile adiacente, străzii principale. Bineînțeles că sunt, dacă cineva dorește să cumpere un sicriu, că am trecut prin astfel de momente, caut și... Dar nu este așa la tot pasul un sicriu, o cruce, o buchet cu flori care îți aduce aminte de lucruri neplăcute. Cel de-al doilea magazin și nelipsitul DEC, mai rău este că vis-a-vis de acest magazin este o terasă și stau și mă întreb, oamenii care vor să bea o cafea și să relaxeze au această imagine macabră. Mi se pare că e o idee complet nasoală și că nu ar trebui să se facă asta, pentru că pompele funebre, mai ales în zonele publice, foarte publice, agravează foarte mult sistemul înconjurător și oamenii din jur. Și, da. În atmosfera bacoviană, ca drept dovadă în spatele nostru, tocmai ce cineva trece printr-un moment nefericit în momentul ăsta. Da. Nu avem ce să facem, doar că ideea în sine pare una foarte tristă. Cel de-al treilea magazin de pompe funebre situat vis-a-vis de școala gimnazială numărul 4 și, bineînțeles, cele două dricuri parcate în fața magazinului. Ce părere ai despre pompele funebre de pe strada București? O părere foarte rea. De ce? Păi, nu mi se pare în regulă ca să vedem numai sicrie, flori și toate cele. Unde crezi că ar trebui amplasate aceste magazine? Într-un loc mai retras, nu pe străzile principale. Cine ar trebui să ia aceste măsuri? Primăria, mă gândesc, nu? Cel de-al patrulea magazin, bineînțeles, cu nelipsitul DRIC, parcat în fața magazinului. Iată și al patrulea magazin de pompe funebre. Suntem la al cincilea magazin de pompe funebre. Primarul Marius Dulce spune că nu există un cadru legal care să le poată interzice comercianților să-și desfășoare activitatea, dar îi poate obliga să schimbe colantarea magazinelor astfel decât sunt în prezent, pentru a nu mai arăta așa macabru. Nu au apărut acum de ieri de aia, sunt de ani de zile acolo. Noi am încercat anul trecut să reglementăm acest lucru și în continuare suntem preocupați de acest lucru, în sensul că le-am spus să nu mai pună afară, să nu mai depoziteze afară coșciuge și i-am obligat să colanteze, dar am observat că trebuie să reglementăm și această colantare pentru a nu mai fi așa macabru, să zicem așa, pentru că am văzut un colant foarte negru cu cruci albe, deci atunci trebuie să ne gândim și să reglementăm și această colantare. Știu că sunt nemulțumiți, dar în zona cimitirelor, dacă ar fi să îi relocăm, nu avem unde spații respective și atunci o să întoarcă iar în Rostogol și
n-au unde să se ducă acolo, iar mulți dintre ei au și proprietăți pe strada București și nu putem să reglementăm anumite tipuri de activități în zona respectivă. Putem să reglementăm, așa cum am spus, să luăm niște măsuri de colantare în care să nu mai fie așa vizibilă și să dăm altă notă străzii București. Astăzi, 8 iunie, la școala gimnazială Tudor Vladimirescu din Călăraș a avut loc cea de-a 10-a ediție a concursului Le Francofil 2022. Fiecare dintre cele patru secțiuni au avut juriu separat. Într-adevăr, la muzică juriu este mai numeros. Sunt colegele noastre de la Oltenița, dar și profesori de muzică de la Mihai Eminescu, domnul Radu Constantin. Domnul Radu este și colegul nostru aici la Tudor Vladimirescu. Avem și invitații. E acum pe scenă, Gabriela Dobre a participat la Flor de Mai. Catinca Leu este concurentă, dar este o specială și o cunoaștem deja. Jurizarea s-a făcut, așa cum am precizat, tot de către colegii noștri, profesori din județ, dar și din municipiu. S-a făcut ieri pentru desene, afișe și discurs. Festivalul nostru a fost mic, dar a crescut, a fost județean, apoi interjudețean. Din păcate, pe timpul pandemiei ne-am blocat așa activitatea, dar anul ăsta am renăscut și am renăscut frumos. Astăzi se desfășoară aici secțiunea de muzică. Anterior s-a desfășurat secțiunea de desene, afișe, s-au desfășurat aceste secțiuni. Nu am avut anul acesta teatru, din păcate, dar la anul promitem să avem una în plus, chiar și dans. Aici se încheie jurnalul Canal Sud. Dacă ați fost martorii unor evenimente ce pot deveni știri, ne puteți trimite imagini pe WhatsApp la numărul de telefon 0727 869 957. O seară liniștită vă doresc!